vorbesc că de cetățenii Codea nu se îngrijește nimeni. Se îngrijește de firma Hightech. Cum aș putea să-mi desfășură activitatea dacă dumneavoastră stați pe afară? Faceți lucrurile legal, faceți lucrurile legal și mai discutăm. Cum aș putea să-mi desfășură activitatea dacă dumneavoastră sunteți urcat pe Macara? Deci eu vreau să las mașina, cum? Deci nu am cum să vă lovesc pe dumneavoastră cu Macarau. Deci eu vreau să las mașina jos. Așa, dar urcați-vă sus, șeful, nu așa, urcați-vă sus pe ea. Nu este destul cât m-a amenințat. Ieri mi-a tras cu cuplul parvins. Nu mai dai cu cuplul parvins pe care gândesc. Nu, sunt violent, eu nu fac chestia asta. Nu, dar eu nu vă cunosc pe dumneavoastră. Dumneavoastră mi-ați făcut o grămadă de reclamații mincinoase. Domnul Iisus, hai jos! Vă rog frumos, nu vin jos! Nu vin jos! Nu vă dă nimeni! Vă rog frumos! Cine vă dă de jos? Cetățenii din Cotea! Și spiritul civic! Nu mă dau jos de aici! Nu mă dau jos de aici! Nu mă pun nicio situație! Nu mă dau jos! Firma aceasta activează ilegal în Cotea! Deci nu luați mâna de pe mine! Nu mă dau jos de aici! Nu te dai jos. Deci voi veniți ești prea frumos. Deci aplic legea ca să știi. Deci vă rog frumos să aplicați la toată lumea. Și în cazul meu, și în cazul firmei acestea. Am făcut plângere penală împotriva acestei firme și nu... Există dosare, există de toate. Ce problemă? Deci nu o să rezolvăm. Absolut. Vă rog frumos, dați-vă jos. Deci vă rog frumos, deci de două, de trei ori am rugat până acum. Dați-vă jos. Vă respect, dar vă spun că nu se mai poate. Deci nu se poate, suntem de două luni de zile, firma asta activează ilegal și nimeni nu face nimic. Dar nu eu dau voie. Lumea asta, dacă mergi, nu ridică nimeni mașina că parchezi 5 minute undeva. Nu eu i-am aprobat. A făcut parte din consiliul că te-au dat. Aia, primăria a semnat un contract ilegal care nu respectă caietul de sarcini. Funcționează legal. Deci are firmă să nu există așa ceva. Nu mai susțineți așa ceva, domnule. Sunteți proprietarul mașinii. Eu vreau să eliberez mașina. Vreau să eliberez mașina și nu am cum. Uite proprietarul aici. Nu am venit, dar nu știu ce mașină. Nu am venit, dar nu știu ce mașină.